Suntem cu vreo două săptămâni, mai aproape două săptămâni înainte de avanpremiera unui film, unui film bazat pe fapte reale. Și m-am gândit că dacă tot vorbim de film și de cinematografie, m-am gândit să invit în platoul din această seară cei protagoniști ai acestui film. După cum vedeți, și în spatele nostru se derulează trailerul acestui film. Să nu ucizi, se numește filmul. Și am să le spun în primul rând bună seara celor trei invitați. Vorbim de Gabi Virginia Șarga, bună seara, Cătălin Rotaru și actorul din rolul principal al acestui film, Alexandru Suciu. Bună seara. Bună seara și bine ați venit, în primul rând. La mulți ani, că e început de an, deocamdată. Hai să vorbim puțin despre cum v-a venit ideea acestui film. De la ce ați plecat? Ca lumea să știe, de fapt, despre ce vorbim. De la ce ați plecat cu scenariul acestui film? Care este ideea? Să începem, nu? Păi am plecat de la un sentiment de revoltă. Pentru că am citit articolul de ziar, eram în mijlocul scandalului și cred că erau foarte mulți oameni în țara asta. Am fost extrem de revoltați și în același timp nedumeriți. Prima întrebare esențială, importantă, principală era cum de a fost posibil. Cum de a fost posibil ca timp de 10 ani de zile o companie să dilueze biocide și să furnizeze aceste biocide diluate aproape tuturor spitalelor din România. Am înțeles. Și mai este un sentiment de revoltă, pentru că filmul nostru nu este doar despre biocide. Filmul nostru este despre tot ceea ce înseamnă corupție în România și despre felul în care oamenii nu reacționează și se fac că nu văd problemele. Nu văd și nu fac până exact, exact. La fel de bine am fi putut să facem un film despre învățământ, despre industrie, despre sistemul bancar, despre orice altceva, pentru că sistemul românesc este corupt în general. Din păcate, asta este realitatea în care trăim. Și acum, întrebarea următoarea mea întrebare ar fi, de ce credeți, lăsăm la o parte argumentele voastre ca și regizori, și plecând de la această idee, dar de ce ar trebui să vină telespectatorul nostru și nu numai să vadă acest film știind foarte clar și el la rândul lui că realitatea în care trăim este așa cum ați spus-o și voi? Eu cred că mulți dintre oameni nu știu ce e cu aceste infecții nosocomiale. Nici noi n-am știut, de fapt. Până când n-a fost scandalul de la Colectiv, n-am știut ce e cu aceste infecții. Și când am început să filmăm, n-am dat seama că o mare parte din echipă nu știa ce e cu aceste infecții. Când am împărțit în spital, le-am dat halate și măștile. Și măștile. Nu înțelegea nimeni de ce facem asta, pentru că noi am vrut să protejăm pacienții de acolo. Și pe parcurs au început să ne întrebe, au devenit ce în ce mai curioși și după aceea ne-au spus că au citit acasă despre aceste infecții și au înțeles cât sunt de grave. Și eu cred că foarte multă lume nu știe de fapt ce e cu aceste infecții. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, filmul ăsta, în afară de faptul că prezintă drama unei societăți în care trăim, ne și educă. Ne dorim noi asta, să facem un film? Nu, nu neapărat că asta v-ați propus voi să faceți cu filmul, dar ca și idee, ca și cu una dintre concluziile finale ale acestui film, ar putea să fie și o formă de educație a publicului. Eu cred că, da, nu știu dacă vorba chiar despre educație, dar în momentul în care ieși de la filmul nostru și dacă îți pui niște întrebări, eu sunt mulțumită. Înseamnă că am ajuns... Înseamnă că ai atins un exact, scop. Așa da. Este. Cum a fost să lucrați împreună? Nu era pentru prima oară, mai lucrat la un scurtmetraj și lucrăm împreună, la scris scenarii de destul de mult timp. De 8 ani. De 8 ani. Apropo de scurtmetraj, hai să vorbim puțin de 41 sfert, pentru că este unul din filmele premiate și cu GOPO pentru scurtmetraj și ați fost nominalizat și la Palme d'Or. Da. Cum a fost... acest filmuleț. De unde v-a plecat ideea și de ce l-ați făcut? Pot să zic eu că mi se pare că întâmplare comică. Eram la masă cu producătoarea și cu Cătălin, cea care a devenit ulterior producătoarea, și Cătălin a zis: Gabi, tu ce ai face dacă te întâlnești acum cu Iisus? Și m-am gândit și am zis, cred că l-aș ucide, pentru că mi se pare că în orice zi facem ceva care ucide divinitatea. Și am zis, cred că l-aș ucide. Și am început să mâncăm, era foarte bună mâncarea și am zis, ia stați puțin, că avem un subiect de film. Vrei să facem un scurtmetraj? Am întrebat-o pe Adina să-l produci și noi doi îl regizăm. Și Adina a zis, da, hai să-l facem. Și s-a scris scenariul, cât s-a scris? În 2-3 zile. Pregătirea am făcut-o în vreo 4 zile. S-a filmat în vreo 4, dar de fapt în 3, pentru că într-o zi mi s-a stricat mașina exact ca în film. Am stat în postproducție câteva zile și l-am trimis în ultima zi de înscriere la Cannes. Și cum a fost la Cannes?
Atunci nu n-am realizat. Pentru cel puțin pentru mine era normal, mă duc la Cannes. Abia după ce am venit acasă, mi-am dat seama cât de greu este să ajungi la Cannes. Și treabă românească. Au fost niște întrebări, pentru că fiind primul nostru film, noi lucrăm foarte mult în televiziune ca și scenariști, multă lume suntem absolvenți de ATF, de la actorie. Și atunci cei din lumea cinematografică nu n-au știut și au zis, cine sunt ăștia? Și a doua întrebare a fost, ce pileau la Cannes? N-aveau, am arățit nicio pile la Cannes, pur și simplu le-a plăcut filmul. Până la urmă, asta înseamnă că nu trebuie neapărat să ai pile ca să poți să participi la un festival de anvergură cum este Cannes. Trebuie să ai și un pic de noroc. Cred că norocul e foarte important. Așa, și să ai și produsul de calitate. Da. Cred că ordinea este să ai un produs de calitate. Exact, și norocul care o fi. Exact. Da. Dar am înțeles că acest parteneriat al vostru de 8 ani, la un moment dat s-a întrerupt. Vorbind de voi doi. S-a întrerupt, da. nu cel profesional. Ne dai o veste nouă, deja surprinși, o veste bună sau... Nu știu exact. Nu cel profesional. Noi de-aia am fost 8 ani împreună, de aceea am lucrat împreună, dar vrem să mai lucrăm. Nu, profesional știam profesional. Că... Dar vrem să mai lucrăm împreună. Eu zic să vă ajute Dumnezeu să faceți de acum încolo lucruri și mai frumoase decât ați făcut până acum. Dar oricum vreau să mai discutăm despre film înainte, nu de asta, dar vreau să vorbim și cu Alexandru. Alexandru, care este și el absolvent al... Facultății de Teatru și Film, la clasa domnului Florin Zamfirescu. Cum a fost să joci acest personaj? Cum ai reușit să te identifici cu el de așa natură încât naturalețea să fie acolo pe Băi, așa cum am zis, și Cătălin e un subiect care eu cred că ar trebui să revolte pe oricine. Adică nu... Au fost multe aspecte care au fost puțin mai dificil de asumat și de găsit confortul în ele, dar pentru că este un subiect care este cu adevărat revoltător și care ar trebui să stârnească în oricine sentimentul ăsta de ce se întâmplă, cum e posibil. E posibil să întâmple așa ceva. De multe ori indicația era nu mai fi așa nervos, nu? Nu mai dă așa tare, mai... Era revolta interioară care o încercai să, fără să-ți dai seama, la un dat o scoteai la suprafață chiar în momentul... Mm-hmm. Cum a fost într-adevăr colaborarea ta cu Gabi și cu Cătălin la acest film? Mie îmi place să lucrez cu ei. Am colaborat foarte bine și la scurtmetraj și ce a fost foarte util și folositor și avantajos pentru mine în lucru cu ei a fost faptul că am repetat foarte mult înainte. Mm-hmm. La asta am repetat o lună. Mai mult. Dacă nu și mai mult. Înseamnă dar, că spune, te rog, spune. Munca lui la rol a început cu... Aproape un an înainte. Aproape un an. Noi am scris scenariul fix cu el în minte, bine, și cu alți actori, dar oricum pentru personajul principal cu el în minte. Și am zis de atunci, Sandu... Să slăbesc. Slăbește. Așa că el cu vreo cât 6 luni, 7 luni, 8 luni. Mai mult. 9 luni înainte? Cam un an. S-a apucat zdrav unde slăbit. Dietă. Și la filmare, bineînțeles, era, noi mâncam... Și el nu avea voie. Și el era numai cu frunzulițe și cu apă. Și cum a fost? E un sacrificiu, toți trebuie să facem sacrificiu. Hai să ne întoarcem puțin la film, la cărămida acestui film. Cum ați făcut documentarea lui? De unde v-ați luat cât de cât toate informațiile pe care le-ați pus cap la cap și ați făcut această producție? Cum a fost documentarea, dacă a fost ușoară, dacă a fost grea? A fost nebunoasă. Da, a fost de mult de muncă. Ne-am scris și contratim, făceam documentare, aveam structura scenariului, se dezvolta și în același timp făceam și documentare. Pe lângă faptul Rise Project, Gazeta Sporturilor, toate astea am făcut, am citit nu știu câte tratate de spălat pe mâini, am urmărit 50.000 de videoclipuri, cum se spală medicii în America pe mâini, cum se spală în România, cum se spală în Franța, sunt tehnici diferite de spălat pe mâini. Am citit ordine de al ministrul Sănătății, modul de organizare a spitalelor, o grămadă de regulamente interne. Ca să înțelegem asta. Pe lângă acest lucru, pe documentarea, este că am vorbit și cu doi medici, le-am dat scenariu, ne-au dat feedback-ul lor, am participat cu cu Sandu la o întâlnire, cu doctorii.
Este foarte ciudat că medicii, și s-ar putea să fie așa și după ce văd filmul, la început nu prea erau de acord cu scenariul nostru. Cu ce ați făcut? Și au spus că așa ceva nu se întâmplă în realitate și după discuții, s-a ajuns la aceeași concluzie. Aveți dreptate, dar nu putem să spunem. N-a părut rău pentru că ceea ce vrem noi prin filmul ăsta nu este să lovim în medici, în niciun caz. Medicii, era vorba de medici aici. Exact. Medicii au toată aprecierea noastră, medicii trebuie să aibă toată susținerea noastră. Din păcate, ei sunt supuși acestui sistem, trebuie să intre în el și mulți dintre ei nu pot să spună nimic și asta este dureros. Cu un asterisk, medicii care se dedică, care și iubesc pacienții și care au bună credință, pentru că sunt foarte mulți și foarte mulți imbecili, cozi nenorociți și dobitoci. Iar față de aceea nu avem decât o mare lipsă de respect și un mare dispreț. Am înțeles. Vreau să vă mai întreb ceva legat de partea asta, pentru că până la urmă, dacă e să o luăm așa, este foarte important și aspectul ăsta. În tot acest periplu al vostru de documentare, de găsire de informații, acest lucru pe care l-ați făcut, ați avut vreodată sentimentul că s-ar putea să vină cineva la voi la ușă să bate, să vă spună nu, faceți filmul ăsta? Sau s-a întâmplat să vină cineva să vă spună nu faceți filmul întâmplat. Ăsta? Eu zic că trăim totuși într-o țară democratică. Nu s-a întâmplat, dar ne-am gândit că s-ar putea să vină cineva să ne spună. Iar în momentul în care... A fost o problemă cu acest film. A fost o problemă pe sponsorizare. Pentru că în momentul în care noi am cerut sponsorizare pentru film, fiind câștigător CNC, puteam să cerem sponsorizare, toată lumea, toți au spus așa: faceți filmul ăsta? Ce bine! Dar nu vă putem da bani. Dar vă aplaudăm de după colț. Adică... Și nu se pare un pic ipocrit? Ba da. Ba da, pentru că n-a avut, de fapt, sau foarte puțină lume a avut tăria să se asocieze cu acest film. Cu alte cuvinte, să spunem curajul de a face acest pas. Hai să spunem direct. Te rog. Când am fost și noi în Piața Victoriei, atunci când am fost peste 500 de mii de oameni, atunci știm foarte clar că au fost niște urmări, că la anumite filme a venit și fiscul. Da, da, da. Și exact același lucru ni s-a spus și nou. Poate vine fiscul. Dar vă ținem pumnii. Deci nu ne-a fost frică de... Știm la ce vă referiți. Nu e vorba de frică. Ne-am gândit, am glumit pe subiectul ăsta, dar am zis, trăim într-o țară democratică, să sperăm că nu o să avem un accident de mașină. Dar a fost problemă cu sponsorizarea și tocmai din acest punct de vedere a fost foarte greu să facem acest film. Da, este într-adevăr este la un nivel foarte profesionist făcut și totuși cu o sumă decentă pentru realizarea unui film. Dar și numai asta, și medicii care ne-au acordat sfaturi și opiniile lor asupra scenariului și opiniilor medicale, au zis prietenii noștri, unii dintre ei, au zis, ok, dar vă rog să nu ne treceți pe generic. Da. Da, da, da. Să avem probleme cu profesorul Xulescu, cu profesorul Xulescu. Deci până la urmă, de fapt, tot așa cum spunești tu, să o spunem pe bune, le-a fost teamă lor de repercursiuni mai mult decât v-a fost vouă, să spunem, teamă la crearea acestui film. Da, nu ne-a fost frică. După aia ne-am gândit ce am făcut. Doar după ce am făcut filmul ne-am dat seama și am zis, am deschis gura. Da, și ați deschis un pic cutia Pandorii, dacă stăm să ne gândim. Da, pentru că dacă stăm să ne gândim în cinematografia română, care are niște filme extraordinar de bune. Cinematografia română este atât de bine văzut în străinătate și pe bună dreptate. Avem niște regizori extraordinari. Dar nu mai duc așa niște filme care să fi lovit foarte... Exact. Puțin Moartea Domnului Lăzărescu, care e un film grozav. Nu mai treceam mai ceva prin te, dar puțin. Puțin. Da, da, da. Puțin. Nu mai risca nimeni să facă un astfel de lucru. Da, de ce eu Tudor Giurgiu, parcă? Acolo mi se pare a încercat. Și acolo a fost la un moment dat un moment în care s-a încercat iar să se facă cam ceea ce ați gândit voi, dar din păcate s-a oprit până la un punct. Și după aia n-am mai... Păi acum să vedem ce o să fie cu noi. Eu vreau să vedem dacă mai facem filme. Sau dacă să mai facem filme. Alexandru, din punctul tău de vedere, personajul tău, personajul principal din film, crezi că, apropo de ce spunea Cătălin mai devreme, crezi că reflectă acei medici care, într-adevăr, în sinea lor spun, da, domne, așa este, așa ar trebui să se întâmple și așa ar trebui să iasă lucrurile la iveală? Ai reușit să scoți la iveală acest aspect? Eu, făcând cercetare și pregătire pentru rol, am discutat cu câțiva medici și unii dintre ei, care chiar sunt prieteni,
Și după aia, după ce s-a terminat filmul și după ce am discutat că e despre film, despre scenariu, oare așa, așa se procedează, e realist, uite, noi așa ne-am gândit. După ce am discutat toate lucrurile astea, mă întâlnesc cu ei și în continuare văd că au... Da, că au ceva de spus. Lucruri, da, superările astea, frustrările astea, că e sistemul așa cum este, că au profesorii pe care au că... Ei, da. Și că au colegi de un anumit tip sau altul și... Îi văd că au frustrările astea și te-ai încărcat cu ele? Asta, da, și așa, și da, pentru să că ne aducem aminte așa, dar... de cei doi doctori neurochirurgi. Neurochirurgi. Da. Deci, hai să vorbim de acest aspect. Nu dăm nume, nu vrem să facem rău nimănui, Doamne ferește, noi vorbim de un film. Dar este foarte important ca lumea să înțeleagă mecanismele din spatele a ceea ce ați făcut. Și spunea Gabi de acei doctori, ce s-a întâmplat? Care-i povestea asta cu cei doi doctori neurochirurgi? Și întâlnirea ta cu ei și experiența? Noi ne-am întâlnit cu alți... Am înțeles. Vorbeam de acei doctori furioși care au făcut acel... Un an de zile. Da. S-au întors din Franța și după ce au ridicat o clinică de neurochirurgie, după vreo 2 ani sau 3 ani de zile au abandonat. Tocmai din același motiv. Da. Cam ăia sunt eroi. Noștri. Cam așa e eroul filmului nostru. Un medic care nu-și ratează vocația, fix acel doctor, acei doi doctori, care spunea, eu nu mă gândesc la cei 150 sau 200 de pacienți pe care am salvat, pe mine mă preocupă ăla, unul, exact. Care nu, poate nu din vina mea, pe care l-am pierdut. Ăla, la el mă gândesc în fiecare seară. Pentru că nu s-a cumpărat, nu s-a investit 5 lei. Și atunci acolo s-a văzut o mare durere. Pentru mine acele imagini au fost șocante. Și îmbucurătoare pentru că pentru prima oară cineva avea curaj să spună ceva. Ce mă deranjează pe mine este că am crescut înainte de 89 și atunci știm cum a fost. Mai tu să taci, nu spune nimic și că te aud vecini. Mai vorbim pe la colțuri, exact. Mai ascultăm avem la radio. Mama personajului principal îi spune lucrurile astea, pentru că este o meteahnă românească. Ceea ce este deranjant este că după 89, adică suntem în 2018, e o altă sunt alte generații și totuși nimeni nu se implică. Așa este. Pentru că în familie și prietenii îți spun, nu te implica, nu te băga, nu este treaba avem ta. Avem cutumele trecutului. Exact. Nu. Despre asta este filmul. Despre un doctor care nu tace și care se bagă. Asta este foarte important. Cum a fost la Varșovia? Că voi ați fost cu filmul ăsta anul trecut, dacă nu mă înșel, la Varșovia. Da. Cum a fost primit filmul și care este feedback-ul pe care l-ați avut acolo? Era în numele meu. Cine vrea? Eu n-am fost. Tu ai fost, da. Așa că... Cine vrea? Dar nu mă țin minte. De ce n-a fost? Ok, da. Cum a fost la Varșovia? A fost foarte bine. Un festival foarte frumos, pentru că prima oară am văzut Varșovia. Un oraș simpatic, foarte mulți grienori. Festivalul de film. Au fost vreo câte 5 proiecții, cred, în cadrul festivalului și au rămas foarte mulți spectatori la Q&A, la întrebări, la întrebări după proiecția filmului. Erau foarte impresionați. Și interesați. Curioși și interesați de film. Pe mine m-a impresionat doctorul polonez, a fost un medic polonez. După proiecția filmului, a spus, îmi pare rău că nu pot să stau pentru că mă grăbesc. Dar vreau să vă spun că în Polonia lucrurile sunt aproape identice cu ce cu același prezentați voi în film. Da. Au zis că și ei au acel prag pe care dacă îl declară nu mai primesc bani. Aceeași subraportare a infecțiilor nozocomiale, aceeași standard, dacă complice putem spune așa. Între medici, aceeași indolență, aceeași lene, aceeași lipsă de conștiință morală, problemele care sunt în sistemul medical românesc, pentru că noi vorbim, de fapt, nu de o poveste, o întâmplare tragică, ci de un sistem. Ci de un sistem. Un sistem criminal. Și ce este și mai odios este că acest sistem este compus din oameni care nu-și asumă nicio vină. Căci aici este problema esențială. De fapt, la urmă, esența este asta, că nu-și asumă vina în ei nu simt niciun soi de responsabilitate. Și sistemul este atât de abject, construit, sau poate el, intenția lui inițială, când a fost gândit de o minte umană, a fost spre binele pacientului, spre salvarea vieții, spre protejarea existenței vieții umane.
Problema este, a devenit o excrescență, este un rău în sine. Un fel de cancer. E un fel de cancer care se extinde. Da, cum ziceam, nu e doar la nivelul sistemului medical. Mie mi se pare în general, că apropo de societate. General. Și că noi îl acceptăm. Asta este singura problemă. Și că sunt 2-3 care latră și ceilalți... Câinii latră, ursul merge. Da. Cei care pun întrebări, cei care au... nesimțirea, impertinența de a avea interogații, de a pune în discuție, sunt reduși la tăcere. Marea problemă este că foarte mulți, majoritatea, nici măcar nu-și pun întrebări. Da, din păcate. Pentru că poate, dacă și-ar pune întrebări... Ar găsi și răspunsurile care nu le-ar place. Exact. Da, ne apropiem de finalul momentului nostru de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult. Înainte de asta vreau să le spuneți voi, telespectatorilor, când aveți premiera, când va intra în cinematografe și am înțeles că mai merge și la niște festivaluri în anul ăsta cu filmul. Da, acum, chiar zilele astea e la Göteborg în competiția debutanților. Va mai merge dată la Varșovia și a mai fost invitat în câteva țări, deocamdată nu știm exact, dar are invitații la mai multe festivaluri. Avanpremiera va fi pe 25 februarie. Pe 25... La Elvira Popescu, pe 27 februarie va fi premiera la Cinema Pro și din 1 martie în cinematografele din toată țara. Eu vă doresc să aveți cât mai multe filme făcute împreună în formula asta, că se pare că e o formulă de succes. Cu acest film să aveți cât mai mult public. Iar, asta doresc și eu să vină cât mai multă lume, pentru că este o problemă. Filmul vorbește despre realitatea imediată. Realitatea în care trăim, adică nu vorbim de ceea care a fost undeva în anii trecuți și acum nu mai e. E o chestie reală care se întâmplă chiar în momentul în care noi ne uităm la acest film într-o sală de cinema. Da, este o problemă despre problema societății românești actuale. Exact. Alexandru, am să te rog pe tine înainte de final să ne spui ce înseamnă pentru tine muzica pentru spectacole de teatru, pentru că n-am apucat să vorbim despre partea asta și chiar îmi doresc să vorbim 2 minute cât mai avem. Muzica de teatru înseamnă pentru mine ocupația principală, da? De fapt. Am auzit că ai avut câteva spectacole foarte importante la care tu ai făcut compoziția muzicală și spectacole care chiar au avut succes. Mizantropul printre ele. Da. Mizantropul care a început ca o producție, o coproducție între Teatrul Notara și o asociație Opera Prima a regizorului Alexandru Măzgăneanu, care și regiza spectacolul și care a ajuns până la urmă să joace la Godot în... Într-un spațiu independent. Într-o stagiune, din păcate, care acum nu prea mai merge la Godot. E închis, ne dorim să se redeschide. Chiar și eu îmi doresc să se redeschide. Da. Problema cu spațiile independente. Care este următorul tău proiect? Următorul meu proiect, lucrez acum la un spectacol la Linotip. Nu știu dacă... Am auzit. E un spațiu în care se fac spectacole de dans contemporan. Frumos, frumos. Și acum lucrez la un spectacol acolo. A făcut muzica trailerului. Filmului, da, deci el face și muzică de film și de teatru, da. Eu asta mi-aș dori să fac, cel mai tare muzică de film. Gabi, Cătălin și Alexandru, vă mulțumesc foarte mult pentru că am stat împreună în această seară de vorbă. Cam aceasta a fost discuția noastră din această seară pe tema acestui film. I-am avut alături pe Gabriela Virginia Șarga și Cătălin Rotaru, cei doi regizori, și bineînțeles pe actorul Alexandru Suciu, cel care și dă viață personajului principal din film. Realitatea crudă prezentată în filmul Să nu ucizi sper că v-a făcut curioși, așa că vă invităm în cinematografe din 1 martie și așteptăm din partea voastră și părerile pe marginea subiectului. Toate cele bune până săptămâna viitoare. La revedere!